Pasagerii unui zbor care au decolat din Dubai la sfârșitul săptămânii au aterizat tot pe aeroportul de unde au plecat după 13 ore de zbor. Zborul EK-448 a decolat la ora locală 10:30, iar pilotul s-a întors din drum aproape de sfârșitul călătoriei de aproximativ 13.000 de kilometri și a aterizat-o la Dubai după miezul nopții, potrivit FlightAware și Business Insider. Aeroportul Auckland s-a închis weekendul trecut din cauza inundațiilor severe, măsura fiind luată în timp ce zborul din Dubai se apropia de finalul călătoriei. Aeroportul Auckland a evaluat daunele aduse terminalului internațional și, din păcate, a stabilit că nu poate opera zboruri internaționale astăzi, a declarat administrația aeroportului într-un comunicat. Știm că acest lucru este extrem de frustrant, dar siguranța pasagerilor este prioritatea noastră principală. După reluarea zborurilor interne, oficialii aeroportului au spus că zborurile internaționale vor fi reluate curând. Emirates a precizat într-un comunicat pentru Business Insider: regretăm deplăcerile cauzate clienților. Emirates va continua să monitorizeze situația din Auckland și să își țină la curent pasagerii, relatează Digi24.ro.